Astăzi, 25 martie, se sărbătorește ziua Poliției Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri aflat pe primul steag al Marii Agei, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Primele atestări ale poliției române datează din vremea lui Nagoeba Basarab. Mihai Vitazul este amintit de istorici ca fiind cel care a creat AGIA denumirea veche a poliției. În vremea lui Mihai Șuțu s-a decis emiterea primelor acte de identitate și s-au luat măsuri în ceea ce privește reglementarea portului armelor. Abia în anul 1806 organele responsabile cu paza și ordinea în București au primit denumirea de poliție. Ziua Poliției Române este sărbătorită în fiecare an la data de 25 martie. Alegerea acestei date are legătură cu simbolul creștin al bunei vestiri, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Astăzi se sărbătorește buna vestire, dar și ziua Poliției Române. De altfel, alegerea datei de 25 martie este legată strâns de simbolul creștin. Poliția este o instituție cu rol esențial în comunitate, iar a fi polițist cere dăruire, curaj, empatie, demnitate și un simț al datoriei.